Vă rugăm să citiți instrucțiunile din partea de sus a buletinului de vot. Astfel, veți afla care este scrutinul electoral pentru care votați, de exemplu, scrutin electoral local sau alegeri generale. Totodată, instrucțiunile vă vor informa și asupra numărului maxim de candidați pentru care veți putea vota. Pe buletinul de vot veți găsi o listă care va enumera numele candidaților în ordinea alfabetică a numelui lor de familie, o descriere a lor și sigla de partid, dacă există. Când votați, puneți o cruce în căsuța din partea dreaptă, lângă numele candidatului dumneavoastră preferat sau a candidaților preferați, în funcție de instrucțiunile din partea de sus a buletinului de vot. După ce ați bifa prin cruce buletinul dumneavoastră de vot, împăturiți-l și apoi puneți-l în urna de vot.